Comerțul micilor a explodat la începutul verii, când deja a devenit tradiție ca românii să umple terasele. În centrul capitalei, de exemplu, la restaurant, un mic cu pâine și muștar poate să ajungă și 10 lei, în timp ce la terasele celebre prețurile sunt de 5-6 lei. Dacă mai adăugăm o porție de cartofi prăjiți și o bere, ieșirea în oraș devine costisitoare. Încă de la primele ore ale dimineții, terasa Obor din capitală se umple de oameni care vin să mănânce o porție de mici după ce au terminat de făcut cumpărături. Venim prin piață și mai dăm și pe aici. Într-o porție de mici, cam ce buget? Vreo 4-5 mici buget, destul de mare. Noi am făcut calculele exacte. Bugetul pentru ieșirea la o terasă se situează între 20 și 40 de lei. La terasa Obor, un mic ajunge la 5 lei, respectiv pentru această porție trebuie să dăm 20 de lei. Dacă alegem să luăm și un pahar de bere de 6 lei, dar și o chiflă de 1 leu, suma totală ajunge la 27 de lei. La o altă locație cunoscută din capitală, micii sunt serviți alături de cartofi. Prețul unui mic ajunge la 5 lei și 50 de bani, iar pentru cartofi trebuie să dăm 13 lei. Astfel că pentru o asemenea porție trebuie să scoatem din buzunar aproximativ 35 de lei. Ce-i drept, inflația mare din anul trecut nu a ocolit nici prețurile la mici. 5 lei, dar pe 5 lei datorită creșterilor din ultimul an, știi, că au crescut atunci utilitățile peste tot și s-au scumpit toate lucrurile. În ultima vreme s-a cam, într-un fel, s-au mai liniștit apele și oamenii nu mai mâncă poate 4 mici, mâncă 3, dar îi mănâncă și pe aia. Acum de curând am crescut, era 3,50 lei, am făcut 4 lei și acum am crescut și noi cu 50 de bani. Totuși, prețurile mari nu sunt un motiv pentru a renunța la mici, mai ales la cei bine gătiți. Condimentul aproape e peste tot, dar felul de prelucrare la grătar, cum se prelucrează și băieții noștri care știu ceea ce trebuie făcut, au un timp anume cât trebuie ținut pe parte, cât să mișcă, să-l miște de 3 ori la micul pe grătar, să-l facă să danseze. Micul, când încep să-l miști cu paleta, să simți că sare după grătar, atunci frumusețea lui. Măcar o dată pe săptămână. Ce buget aveți pentru o porție de mici? 25 de lei. E mult, e puțin. E mult. Doi mici, o bere. 15 lei. Asta e. În supermarketuri, prețurile pentru un kilogram de mici înghețați se situează între 15 și 24 lei.